ce urmează după Hai să dăm mână cu mână? Dă România mai tare la Europa FM. La mulți ani România, la mulți ani românii, ziua națională 1 decembrie 2022 și dacă ar fi să asociem cu ceva România atunci când vorbim despre muzica corală, ei bine, o asociem cu corul Madrigal. Și îmi face mare plăcere să l-am invitat astăzi într-o zi atât de deosebită pe managerul corului Madrigal, Emil Pantelimon. Bună ziua și bine ai venit, Emil. Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună și dăm voie să, dacă toți sunt așa de aproape de Europa FM aici în interior, să zic că ești român dacă asculți Madrigal de Crăciun. Aia voiam să spun și eu, pentru că am crescut alături de corul Madrigal, noi din generația noastră. Important este acum ca și noile generații să afle cât mai multe lucruri despre Madrigal și să vă descopere în spectacolele voastre. Și apropo de spectacole, începe imediat, îi spun imediat pentru că mai sunt vreo 2-3 zile, începe Madrigal pe drumul Crăciunului. Suntem în repetiții foarte emoționante și foarte pline de energie, abia așteptăm să pornim în turneu. Sâmbătă plecăm la Cluj, unde vom concerta duminică și luni. E un turneu foarte frumos pe drumul Crăciunului, care va parcurge parte din țara aceasta. Ajungem și la Cluj, și la Târgu Mureș, și la Iași, și la Suceava, și la Craiova, și terminăm în București turneul. Un turneu care prezintă spectacolul pe drumul Crăciunului într-o variantă cu care publicul nu este obișnuită. Care e povestea, apropo? Este o poveste foarte frumoasă a unei familii, pe care este compusă din doi actori foarte importanți ai României, Ofelia Popi și Marius Turdeanu, sunt cei care ne însoțesc alături de mulți, mulți, mulți copii din corurile Cantus Mundi și mai ales de corul Madrigal dirijat de Ana Ungureanu și Cezar Verlan în acest turneu. Este o poveste frumoasă care îți arată că arta, muzica, cultura, dacă vreți, este alături de om, de familie în toate momentele vieții lui, și cele foarte grele și cele foarte frumoase, dar că ceea ce ne aduce Crăciunul este că ne pune la aceeași masă, că ne aduce împreună pe toți cei din familie să ne bucurăm, cum altfel mai frumos decât de colinde cântate de Madrigal. Apropo de tradițiile românești, și dacă ești român, dacă, uite, te așezi la masă cu toată familia și asculți colinde de Crăciun. Așa și cam asta ar fi povestea, o poveste cu bune și rele, însă însoțită non-stop de corul Madrigal și de muzică. Și foarte multe de coruri, cu jocuri de lumini. Este un decor, Vladimir Turturică semnează scenografia acestui spectacol impresionant. Decorul, sunt câteva camioane care circulă acum în toată țara cu decor și îl mută de aici colo, echipă foarte mare de tehnicieni, video, Dorin Popovici, lumini, toată lumea este foarte pregătită să pună în scenă spectacolul acesta, care ne face foarte mare bucurie. Și e un spectacol, sau sunt spectacole sold out. Și, cu atât mai mare bucuria, cu cât de o lună deja sunt sold out toate spectacolele. Aici vreau să te întreb, nu știu dacă greșesc, dar cred că aveți 60 de ani de cor Madrigal, nu? O istorie care se întinde pe 60 de ani. Cum reușește acest turneu, da, corul acest turneu Madrigal? deschide seria evenimentelor de 60 de ani. E o mare responsabilitate, dar o mare bucurie. Ideea lui Marin Constantin, genială idee de a construi Madrigalul, visul lui, iată, rezistă și după ce el nu mai este în viață și e cel mai frumos lucru, pentru că dacă ne uităm, construim acum foarte multe proiecte, avem biografia care o rescriem, toate nebunile, suntem în arhive până peste cap, sute de pagini am scris deja pentru ceea ce va apărea anul viitor și ne minunăm câte lucruri impresionante a putut să construiască Marin Constantin prin muzică în societate. Faptul acesta că din 66 în România se cântau totuși colinde în vocea Madrigalului, chiar dacă regimul nu-ți permitea, chiar dacă erau anchetați ai madrigaliștii după concerte, chiar dacă erau trimiși afară să le cânte în afara țării, să creeze impresia că totuși în România se cântă colinde. Dar toate lucrurile astea pe care Marin Constantin a reușit să le pună cap la cap și să negocieze el cu propria personalitate, dar mai ales cu autoritățile comuniste, să le convingă în cele din urmă. Că iată, la televizor, în 74, apăreau înainte de discursul lui Ceaușescu colinde cântate de Madrigal. Aproape incredibil. Da? Aproape incredibil și de neconceput. Lucrul acesta ne mobilizează și ne responsabilizează, pentru că anul viitor este un an foarte complex. De la galerii de artă care prezintă istoria Madrigalului, a sunetului, a copiilor care cântă din Cantus Mundi, mă refer aici la proiectele pe care le facem cu Arța Fari. De la turneele naționale de Paște, de Crăciun,
Ave Maria și turneul de Madrigal 60, care prezintă un nou spectacol cu noi costume, cu noi scenografii, până la lansarea tuturor imnurilor din Uniunea Europeană la Bruxelles, la turneul Cantemir 350, Istanbul, București, Berlin. Foarte multe programe în care Madrigalul va fi o emblemă și un ambasador, așa cum a făcut-o în toți acești 60 de ani, dar dacă vreți, în 2023 vom prezenta această istorie în toate mediile posibile. Este un ambasador extraordinar al României și continuă să fie un astfel de ambasador. Hai să mai spunem o dată orașele în care veți ajunge pe drumul Crăciunului. Cluj-Napoca, 4 și 5 decembrie. Pe 7 suntem la Târgu Mureș, pe 10 la Timișoara, pe 11 la Craiova, sper să nu greșesc nimic, pe 14 la Suceava, pe 15 la Iași și pe 19 și 20 la București. Între aceste evenimente mai sunt și câteva concerte pe care le dăm în orașele în care mergem. Parteneriate vechi pe care le avem, de pildă, la Târgu Mureș cu Universitatea de Muzică, ale cărei zile se serbează în aceeași perioadă în care suntem Universitatea de Farmacie de la Târgu Mureș. Își serbează zilele în aceeași perioadă în care suntem acolo și atunci vom mai da un concert special și pentru ei. Mai avem și la București, în fine. Noi suntem onorați să fim pe același drum al Crăciunului, alături de corul Madrigal. Suntem parteneri media acestui eveniment deosebit. De foarte mulți ani. De foarte mulți ani și nici anul acesta nu o să fie o excepție. Suntem și live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cred că am uitat să menționez acest lucru. Emil, am vorbit ceva mai devreme să alegem împreună o piesă pentru finalul intervenției a corului Madrigal și mi-ai spus un nume. Am făcut o chimare așa la început, însă ai venit cu explicații pe care te rog să reiși pentru ascultătorii. Am vrut să te provoc. Atunci când am spus Cedric și oricui spui să asculte Cedric, o să caști de ochii și nu-și dă seama că celebrul colind din singura casă, considerat un colind și intitulat Carol of the Bells, de fapt este o piesă ucraineană care vorbește despre evadarea unei rândunici dintr-o celulă. Iată cât de important în zilele noastre ca acest colind să se rezolve și să aducă lumina acolo unde trebuie odată cu Crăciunul. Emil Pantelimon, managerul corului Madrigal, în direct la Europa FM pe drumul prioritate, pe drumul Crăciunului. Succes și mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumim și stăm foarte aproape de Europa FM, inclusiv cu Casa Colindelor pe care o deschidem la Madrigal. Unde putem avea o experiență VR, o experiență pe care am avut-o și eu acum 15 minute. Eram chiar în fața corului Madrigal și ascultam una dintre piesele voastre. E o experiență interesantă la Casa Colindelor.